Toate beneficiile sociale care se raportează la indicatorul social de referință au crescut de la data de 1 martie 2024, ca urmare a majorării cu 10,4% a acestui indicator. Astfel, valoarea ISR crește de la 598 de lei, cât a fost în anul 2023, la 660 de lei anul acesta. Iată cum se majorează după aplicarea noii valori a ISR beneficiile de asistență socială acordate prin intermediul Agenției Județene pentru plăți și inspecție socială Hunedoara. Noile valori ale indemnizațiilor sociale în acest an sunt 1651 de lei, cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului, 662 lei indemnizația pentru adulții cu handicap grav, 496 lei indemnizația pentru cei cu handicap accentuat și 80 de lei pentru adulții cu handicap mediu. 397 de lei indemnizația pentru copii cu handicap grav, 232 lei indemnizația pentru copii cu handicap accentuat și 80 de lei pentru cei cu handicap mediu. 2245 de lei, cuantumul minim al indemnizației lunare de acomodare în cazul adopției unui copil. 793 de lei, valoarea indemnizației de sprijin. 3170 lei, indemnizația lunară pentru tinerii care optează pentru ieșirea din sistemul de protecție socială și urmează cursurile de învățământ sau se angajează. 714 lei, ajutorul lunar nerambursabil pentru refugiați. 146 de lei sprijin pentru incluziune, 504 lei în cazul persoanei vârstnice peste 65 de ani, tot sprijin de incluziune, 879 de lei sprijin pentru familiile care au copii, 1194 de lei alocația lunară de plasament, 1791 de lei alocația lunară de plasament pentru copilul cu handicap, la care se adaugă și o indemnizație de sprijin de 529 de lei.